În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis dimineață la mormânt, pe când era încă în întuneric. Și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Isus și le-a zis, au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Foarte interesant spune aici mai Magdalena, da? Maria Magdalena, în capitolul 20 din Uh, Evanghelia după Ioan. Deși Domnul Iisus Hristos a fost uh, uh, trei ani uh, cu ucenicii, le-a vorbit, i-a pregătit de uh, despre evenimentele care îl așteptau și ce trebuia să se întâmple cu el, oricum, Biblia spune că nici cenici nici cei care au fost pe -alături de, el, alături de el nu au înțeles de fapt și când uh, nu au înțeles importanța răstignirii lui, nu au înțeles că el trebuia să fie răstignit și când a venit cineva și le-a spus că nu este Domnul în mormânt, ei nu au înțeles că el a înviat. Nu puteau să creadă. Așa spune textul din Ioan. Marcu concretizează foarte bine acest lucru. N-au crezut. Marco spune atunci când a venit Magdalena, i-a spus lui Isus că Magdalena, când Maria Magdalena când a venit și a văzut că nu este... Domnul l-a văzut, Iisus și s-a arătat și a spus, merge și îi spune tuturor, da? A înviat. Vine la Pietru, la ucenici, aceia nu-i cred, spune că sunt basme și povești. Mergeau doi ucenici pe drumul din Emaus și Isus li s-a s-a arată, arată într-un chip deosebit, pentru că ei le erau împedicat ochii ca să nu-L cunoască. Și când le arată din... din cărțile lui Moise, din psalm și din proroci, ce trebuia să sufere Hristosul, li s-a deschis ochii și a înțeles că este Isus. Și au mers iarăși la uh, ucenici, acei doi, și le-au spus că Isus a înviat. Și nici atunci n-au crezut. Noi spunem numai Toma era necredincios. Nici ucenicii n-au crezut. Le-a spus Maria Magdalena, le-a spus femeile care au fost la mormânt, le-au spus și acești doi ucenici și îi spun nu credeau, nu credeau că Isus a înviat. Nu erau. Și spune Iisus, în momentul acela, Marco povestește, când în momentul acela, când acești doi ucenici stau și le povestesc despre ce le-a tâlcuit Iisus din Scripturi, Ioan spune că în momentul acela toți erau strânși la oaltă, încuiați de fri, din frica iudeilor, ca să nu i omoare și pe ei, se arată Iisus în mijlocul lor și spune, pace vouă. Și nici atunci, spune Marcu, nu au crezut, pentru că au crezut în gândul lor că este un duh. Așa spune Marcu, au crezut în gândul lor că este un duh. Și Isus spune, de ce sunteți necredincioși? Pipăiți-mă și vedeți, sunt carne și oase. Și nici atunci nu l-au crezut, când l-au pipăit și au pus mâinile în carnea lui, în rănile lui, în coasta lui, nici atunci nu l-au crezut și au spus, aveți ceva de mâncare, dați-mi o bucată de pește, o bucată de pâine și a mâncat și abia atunci au înțeles că este Isus Hristos. Și oamenii spun că numai Toma era necredincios. De fapt, toți, până în ziua de azi, spun Toma necredinciosul. Că Toma când, nu era în momentul acela când îi s-a arătat Iisus Hristos și când a venit Toma a spus, nu cred și el nu crede. Până nu voi pune mâna și degetul în rănile lui, nu voi crede. Și atunci când i s-a arătat Iisus Hristos, a pus mâna în rănile mâinilor lui, a pus mâna pe rana asta lui, da, în coasta lui și atunci a zis Domnul meu și Dumnezeul meu. De fapt, de ce este atât de importantă învierea Domnului Isus Hristos? Este un eveniment extraordinar în istoria omenirii. <coughs> Multe religii sunt în lumea aceasta. Multe religii învață, spun, uh, uh, mulți, da, învață de bine, învață lucruri bune, așa să zicem, da? Dar nicio religie sau Dumnezeii tuturor religiilor, de fapt, au Dumnezei morți. Dumnezeilor sunt oameni care au trăit pe acest pământ, poate și au murit și au statui, au chipuri, cărora li se închină, da? Buda și așa mai departe. Noi avem un Dumnezeu care a înviat. Și învierea aceasta, care o sărbătorim astăzi, în care la, la început nu au putut să creadă chiar însăși ucenicii Domnului Isus Hristos, nu, nu le venea să creadă aceste uh, momente. Această înviere este foarte, foarte importantă. De ce este importantă învierea Domnului Iisus Hristos. De fapt, așa și am intitulat mesajul de astăzi, importanța învierii Domnului Isus Hristos. De ce este importantă învierea lui? Și am împărțit mesajul în trei părți. Prima parte am denumit o ce dovedește învierea Domnului. De fapt, prin învierea sa Domnului Iisus Hristos s-a dovedit mai multe lucruri, lucruri foarte importante. Prin învierea sa, Domnul Iisus Hristos, în primul rând, a dovedit că este Fiul lui Dumnezeu. Atât de mult l-au prigonit fariseii, atât de mult el le-a spus, de fapt, că eu sunt Fiul Tatălui. Pentru aceasta au vrut să-L răstignească ei, pentru aceasta au vrut să-L omoare, pentru că a hulit, spun ei, împotriva lui Dumnezeu, pentru că se făcea pe sine deopotrivă cu Dumnezeu cu 4 spune: Iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morților, adică pe Isus Hristos, Domnul nostru. Prin învierea sa, Isus Hristos a dovedit că este Fiul lui Dumnezeu. Atâta timp cât am mers printre uh, poporul Israel, atâta timp cât a fost în poporul Israel și le-a vestit, da? Într-una le vestit. într le-a vestit că el este fiul lui Dumnezeu. Mereu, o perioadă de timp nu a vrut da ca să... Pentru că nu i-a venit ceasul. Dar la timpul potrivit le-a spus, le-a vorbit într-una că este fiul lui Dumnezeu. Și ei nu au vrut să creadă. Nu au vrut să creadă, l-au dus, l-au judecat, l-au pirunit pe lemn, pentru aceasta, pentru că s-a făcut Fiul lui Dumnezeu, pentru că a îndrăznit să se facă de potrivă cu Dumnezeu. Oamenii în ziua de azi sunt mulți oameni care spun, păi Iisus nu este Dumnezeu, El este Fiul lui Dumnezeu. De fapt, de ce l-au răstignit farisei, de ce l-au răstignit poporul lui Israel? Da? Pentru că prin aceasta s-a făcut potrivă cu Dumnezeu. El este Fiul lui Dumnezeu. El aceasta a dovedit prin înviere. El este de aceeași natură cu Dumnezeu. Ce a mai dovedit Domnul Isus Hristos prin învierea sa? În faptele apostolilor Dam, capitolul 17, versetele 30 la 31, 31 spune Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Deci Dumnezeu a dat oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat pe Domnul Iisus Hristos. A dat dovada că într-o zi, prin acest om, da? Iisus Hristos, care, este și, care a fost și, este și om, și Dumnezeu, El într-o zi va judeca lumea. Dragii mei, prin învierea Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu ne-a dovedit că va fi o zi a judecății. Va fi o zi a judecății când orice om se va pleca în fața lui Dumnezeu. Orice om va, va, pleca genunchi în fața lui, Dumnezeu și vor da socoteală, vor primi răsplata pentru binele sau răul pe care l-ar fi făcut atâta timp cât au trăit pe pământ, atât timp cât au fost în trup. Pentru că pe acest pământ omul este dată să se nască odată și să moară o singură dată, spune epistola către evrei. Iar după aceasta vine judecata. Și nu în spune aici în versetul 30, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Învierea Domnului Iisus Hristos trebuie să ne îndemne la pocăință. Pentru că prin înviere, prin înviere, am primit și iertarea păcatelor. Și vom vorbim mai departe, pentru că învierea dovedește anumite lucruri învierea ne-a adus anumite lucruri celor care au crezut în Domnul Isus Hristos. Învierea dovedește că va fi o judecată, că Isus Hristos va judeca lumea. Ce mai dovedește învierea? În 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 21, da? de fapt, în 1 Corinteni, Pavel tratează un subiect foarte... o erezie, de fapt, un subiect dificil. A apărut cineva care spunea că nu, nu va fi o înviere a morților. Nu, nu, nu există așa ceva. De fapt, învierea Domnului Isus Hristos dovedește că va fi o înviere a morților. 1 Corinteni 15 cu 21 Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți... Cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Prin învierea lui Isus, deci știm că noi avem parte, vom avea parte din înviere. Dacă nu este o înviere, nici Hristos n-a înviat. Dar dacă a înviat Domnul Isus Hristos, va fi și o înviere. Oamenii din jurul nostru nu cred în înviere. Mulți. Merg la cimitir, da? Astăzi, noaptea aceasta, bisericile ortodoxe erau pline, ca niciodată. Cred că preoții sau. o zi în an se bucură și preoții de, de slujba lor, că în ziua de Paște le sunt pline bisericile, că în alte zile sunt goale, cu părere de rău, da? Oamenii nu cred în înviere se numesc creștini și ei zic, ce să mai zici, cine știe ce o să fie după mormânt? Nu mai este niciun înviere, gata, s-a dus omul în pământ și acolo rămâne. Nu, va fi o înviere. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre o înviere. Într-adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Că și dacă moartea a venit printr-un om, iarăși spune un, unul Corinteni, tot printr-un om a venit și învierea morților, adică prin Isus Hristos. Dacă a înviat Isus Hristos, dragii mei, va fi și o înviere a morților. Atunci, atunci când toți vor învia, morții vor învia din mormintele lor și uh, vor sta cu toți în fața lui Dumnezeu. În afară de faptul că învierea dovedește anumite lucruri, dovedește că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, dovedește că Dumnezeu va judeca lumea prin Isus Hristos, dovedește că va fi o înviere a morților, învierea ne aduce anumite lucruri foarte importante. Era foarte important ca Domnul Isus Hristos să moară pentru păcatele noastre, pentru că noi toți am fost vrednici de moarte, și noi toți trebuia să primim plata păcatului nostru, dar Isus a fost pirunit pe cruce primind această plată asupra sa. Și odată ce a înviat, ce a dus învierea lui în viața noastră? Prin învierea Domnului Isus Hristos avem parte de o naștere din nou. Ne-au fost iertate păcatele, dar totodată Dumnezeu ne-a a dus la viață, ne-a născut din nou ca mai mult acest păcat să nu mai aibă putere asupra noastră. Prin învierea Domnului Iisus Hristos, da, uitați-vă în 1 Petru, capitolul 1, versetul 3, spune Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie. Și 1 Petru, capitolul 3, cu 21, spune Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi și anume botezul care nu este o curățare de întinăcinile trupești, ci mărturia unui cuget curat în înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Isus Hristos. Deci, prin învierea Domnului Isus Hristos, atunci când am crezut în El, sau prin învierea Domnului Iisus Hristos avem parte de Posibilitatea de a crede în El, de a lăsa păcatele noastre la picioarele Lui, și ca El să ne nască din nou. El ne naște din nou, ne dă un cuget curat, pe care mai apoi îl mărturisim în apa botezului. Pentru că apa botezului este mărturisirea unui cuget curat. Și în Romani, Pavel spune, atunci când ești scufundat, da? Acest simbol este de fapt că tu mori împreună cu Domnul Iisus Hristos. Și atunci când ieși din, viață, ieși din apă, de ce ne scuf la botez se scufundă pe deplin? Pentru că pe deplin, da? A murit total pentru păcate. Împreună cu Domnul Iisus Hristos. Te-ai făcut una cu moartea Domnului Iisus Hristos. El a murit pentru tine. El a murit pentru păcatele tale. Și atunci când ieși din apă, mărturisești că ai înviat la o viață nouă pentru... Dumnezeu. Ești născut din nou, mărturisești că ești născut din nou la o viață nouă pentru Dumnezeu. Deci învierea Domnului Isus Hristos ne aduce sau ne dă, prin această înviere avem parte de nașterea din nou. Romani, capitolul 6, versetul 4 la 5. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu el, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui tot așa și noi să trăim o viață nouă. Prin învierea Domnului Isus Hristos avem parte de o viață nouă. Odată ce ai fost născut din nou, toate cele vechi s-au dus înapoi. Înaintea ta înaintea ta stă o viață nouă. Tu ai o direcție nouă, ai o viață nouă. Învierea Domnului Iisus Hristos ți-a dat o viață nouă. Cele vechi au rămas în urmă. Viața veche a rămas în urmă. Te-ai întors la 180 de grade, da? Nu mai ai nimic comun cu viața trăită în păcat. Dumnezeu te-a născut la o viață nouă. Învierea Domnului Iisus Hristos ți-a dat o viață nouă. O viață care trebuie să o trăiești pentru Dumnezeu. Până atunci ai trăit în păcat. Ai trăit robit de păcat. Ai fost rob al păcatului. De acum încolo, de acum încolo trăiești pentru Dumnezeu. Trăiești o viață pentru Dumnezeu. De acum încolo ești rob al Lui Dumnezeu. El este Domnul și Stăpânul tău. Romani, capitolul 4, versetul 23 la 25, spune așa, dar nu numai pentru că el, el este scris că i-a fost socotită ca neprihănire. De fapt, merge vorba istorioar despre Avram, da? Și spune că credința lui Avram i-a fost socotită ca și neprihănire. Și aici spune Pavel, dar nu numai pentru el este scris că ea a fost socotită ca neprihănire, ci este scris și pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din morți prin Iisus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricina că am fost socotiți, neprihăniți. Domnul Iisus Hristos a înviat din pricină că am fost socotiți. Neprihăniți. Prin învierea Domnului Iisus Hristos primim neprihănire. Păcatele noastre au fost iertate. Păcatele noastre au fost șterse. Da? A fost șters zapisul cu toate învinuirile noastre, spune în Coloseni. Orice învinuire, orice păcat care l-ai uh, săvârșit până la păcăință, până la naștere din nou, Dumnezeu îl aruncă în marea uitării. Pentru ca de acum înainte, să fii un om neprihănit, ca neprihănirea Domnului Iisus Hristos care a fost atârnat pe cruce să vină asupra ta. Tu să fii un om neprihănit. Prin învierea Domnului Iisus Hristos ai o inimă nouă, o inimă de carne și nu de piatră, ai neprihănirea lui Dumnezeu și ești socotit, neprihănit prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Deci prin învierea Domnului Iisus primești naștere din nou atunci când crezi în El. Doar după ce a înviat Domnul Iisus Hristos oamenii au avut posibilitatea și marele har să fie născuți din nou prin credința în Domnul Iisus Hristos. Până atunci niciun om nu putea fi născut din nou. Niciun om, orice păcat era acoperit cu sângele jertfelor da, care se aduceau pe altar. După în moartea, Domnul Iisus Hristos și după învierea sa, orice om care crede în El poate fi născut din nou. Prin învierea sa, după ce ești născut din nou, ai parte de o viață nouă, o viață schimbată, o viață după placul lui Dumnezeu, cu un cuget curat. Și prin învierea Domnului Iisus Hristos, suntem niște oameni neprihăniți în fața lui Dumnezeu. Care deci trebuie să fie atitudinea mea, mea atitudinea noastră față de învierea Lui. Ce trebuie să fac eu știind toate aceste lucruri? Știind ce a dovedit Domnul Iisus prin învierea sa. Știind ce am primit eu prin învierea Domnului Iisus Hristos. În primul rând, trebuie să mărturisim tuturor și să spunem cu gura noastră că Iisus Hristos a înviat din morți. Roman 10,9 spune, Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă crezi din inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Odată ce crezi în învierea Domnului Iisus Hristos, trebuie să-L primești pe dânsul ca Domn și stăpân în viața ta și să mărturisești cu gura că El este Domnul și stăpânul tău. Oamenii din ziua de azi, de astăzi, încolo. 40 de zile vor merge și vor spune Hristos a înviat, Hristos a înviat. Dar idee nu au cât de importantă este învierea aceasta. Ei spun Hristos a înviat, dar de fapt nu au parte de binecuvântările învierii Domnului Isus Hristos. Ei spun Hristos a înviat, dar nu-L dar nu cunosc pe acel Hristos care a înviat. Nu-L cunosc pe acel Hristos care trebuie să fie domnul și stăpânul vieții lor. Deci, dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca domn, deci uitați-vă, trebuie să mărturisești cu gura ta pe Iisus ca domn. Ce înseamnă domn? Domn înseamnă stăpân. Da, În original se folosește uh, cuvântul care simbolizează stăpân. El stăpânește... Peste, el trebuie să stăpânească peste viața ta. Odată ce El a înviat, ți-a dat o viață nouă, ți-a dat uh, naștere din nou, ți-a dat Duhul Sfânt, da? Ca să trăiești după voia Lui. El trebuie să fie Domnul și stăpânul tău. Mărturisește cu gura că Domnul Iisus Hristos, Cel care a înviat, este Domnul și stăpânul tău. El este Domnul care îți conduce viața ta. El este Domnul care, uh, pentru care trăiești viața pe acest pământ. Și spune tuturor despre această înviere care ți-a dus acest beneficiu. Pentru că prin această înviere ai devenit copilul lui și el a devenit domnul și stăpânul tău. Următorul lucru, ce ar trebui să facem noi? Care este atitudinea mea față de învierea Domnului Iisus Hristos? Să umblu după lucrurile de sus. Aici e imaginea aceasta foarte interesantă. Să nu credeți că banii sunt lucrurile de sus. De fapt, banii sunt lucrurile de jos. Sus e cerul. Oamenii în ziua de azi, uitați-vă în jurul nostru, toți să aleargă după ce? După bani. După bani și bani și bani și bogății și bogății și Domnul Iisus Hristos a spus nu vă strângeți bogății pe lumea aceasta. Nu vă strângeți pentru că le rod moliile, da? le roade rugina și le mănâncă moliile. Și sunt lucruri pe care nu le poți lua acolo unde uh, uh, mergi după moarte. Nimic nu iei cu tine acolo când ajungi acolo sus. Nu trăiești ca să agonisești, dacă ca să uh, mănânci. Ci mănânci ca să trăiești. Mănânci ca să trăiești să-L vestești pe Dumnezeu. Lucrezi ca să poți mânca și să-L poți vesti pe Dumnezeu. Nu trăiești ca să agonisești, să agonisești, să trăiești doar pentru burtă și pentru trup ca să-l îmbraci cât mai frumos. Pentru că așa fac oamenii în jurul nostru. Cât mai frumos doar pentru aceasta. Nu au timp pentru biserică. Nu au timp pentru Dumnezeu. Cum să am timp? Am familie. Nu am timp, nu am timp să merg la biserică. Nu am timp să să, 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 îl slujesc pe Dumnezeu. Trebuie, trebuie să strâng bani. Trebuie să agonisesc. Trebuie să agonisesc. Deci cui slujești tu? După care lucruri uh, umble tu, alergi tu Alergi după lucrurile de jos sau după lucrurile de sus pe care, după care ne îndeamnă Domnul Iisus Hristos ca să mergem? Deci dacă ați înviat împreună cu Domnul Iisus Hristos să umblați după lucrurile de sus unde Hristos și de la dreapta lui Dumnezeu. Și foarte important, Pavel își spune, da, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la lucrurile de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și în altă epistolă, Pavel spune unui uh, ostaș: Nu este bine ca să se uh, ia cu treburile lumești. Când ești la, uh, uh, în armată. Nu te iai cu treburile lumești, nu te iai cu lucrurile uh, din lume, da? Ai un scop bine determinat, știi ce trebuie să faci și faci acest lucru. Noi suntem ostașii Domnului Iisus Hristos. Nu trebuie să ne împiedicăm cu diferite lucruri de, uh, după care aleargă întreaga omenire. Scopul nostru este să mărturisim despre învierea Domnului Iisus Hristos și să nu umblăm după lucrurile de jos, ci după lucrurile veșnice, după lucrurile de sus. Atitudinea mea față de învierea Domnului Iisus Hristos. 1 Petru, capitolul 1, versetul 21. Prin El sunteți credincioși în Dumnezeu care l-a înviat din morți și i-a dat slavă, pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Atitudinea mea față de învierea Domnului Iisus Hristos. El a înviat pentru ca credința și nădejdea mea să fie în Dumnezeu. Zi de zi eu să trăiesc cu credință. Zi de zi să-mi pun nădejdea în Dumnezeu. Doamne, Tu ești nădejdea noastră, Tu ești nădejdea mea. Vreau zi de zi să trăiesc așa cum Tu dorești și să-mi pun nădejdea doar în Tine, nu în bogățiile lumii acestea, nu în oameni, nu în care, nu în alte lucruri da? materiale. Tu ești Dumnezeul meu în care îmi pun nădejdea și în care îmi am credința mea. Acum câteva întrebări pentru tine. Crezi în învierea Domnului Iisus Hristos. Crezi că Isus este Fiul lui Dumnezeu? Crezi că va fi o înviere a morților? De fapt, aceasta Domnul Iisus Hristos a dovedit prin învierea sa. Cum a schimbat învierea lui Iisus viața ta personal? Ești tu născut din nou? Ai parte de o viață nouă? Mărturisești tu altora despre faptul că Isus Hristos a înviat din morți și că El este Domnul și Stăpânul vieții tale. Umbli după lucrurile de sus sau după lucrurile de jos? Este credința și nedejdea ta în Dumnezeu? Dragul meu, nu este Iuda singur vinovat de răstignirea Domnului Iisus Hristos. Nu este el singur vinovat că Domnul Iisus Hristos a fost răstignit pe cruce. Ci păcatele fiecare dintre noi l-au pirunit pe cruce. nu singur Iuda vinovat de sângele ce se dădu. Nici marii preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat și eu și tu. Nu drumul greu spre Golgota, nici bitul, biciul când Isus căzu și dacă crucea grea era, povara noastră și mai grea, și eu, și tu. Nu patru cuie l-au străpuns când el pe cruce se așternu, ci noi cu sufletul ascuns, cu mii de patimi l-am străpuns, și eu, și tu. Nu doar bătrânii cărturari, nu doar mai mari preoți, nu. Și noi am râs cu ochi murdari. Și noi suntem cei doi tâlhari. Și eu și tu. Și nu ostașilor prin sorți cămașa albă și o dădu, ci tuturor, dar tu nu o porți. Și fără ea, toți suntem morți. Și eu și tu. Nu doar în stângi sub lilieci, nu doar sub lespe de zăcu, ci l-am ascuns ca pentru veci, sub piatra unor forme reci, și eu, și tu. Și acum, Iisus cel condamnat, azi El te întreabă, da? Sau nu? ești tu sau nu ești vinovat? Eu am spus da și am fost iertat. Eu am spus da, dar tu? Dar tu? Sper că această înviere a Domnului Iisus Hristos am primit-o cu toții din această seală, da? Sală. Dar dacă este vreunul care încă nu are parte de învierea Domnului Iisus Hristos, nu ezitați să vă împăcați cu Dumnezeu, pentru că El este acel care a ridicat păcatele noastre, ne-a dat naștere din nou, ne-a dat înviere. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare.